Bine v-am găsit, dragi prieteni. Începem cu o poveste superbă, aproape de amor, sigur, despre casa regală sau despre casele regale. O să vedeți cum e lumea pe acolo, mai ales că plecăm de la o știre care a fost publicată astăzi peste tot cu prințul Paul și cu principesa Lia, care ar fi fost cotrobăiți de jandarmi pentru o datorie pe care o aveau față de un jurnalist. Asta este știrea, ei sunt obligați să plătească, dar o să vedem exact cum vor plăti, în lire sterline sau cu casa, pentru că am înțeles că ăștia veniseră să le ia casa. Totul pleacă de la o foarte simpatică alocuțiune, să spunem, de fapt un text într-un ziar britanic al unui jurnalist, Marco Houston, undeva prin 2006-2007, jurnalist britanic la o revistă specializată pe astfel de chestiuni care se legau de casele regale și, în general, în lumea asta, colcăia ăla, nu foarte cunoscută în lumea largă, un ziarist care a scris un articol negativ la adresa prințului Paul. Acesta a aflat de articol și s-a dus în Marea Britanie să discute cu autorul articolului, deranjat, bineînțeles, de tenta lui. Acolo se pare că cei doi au devenit prieteni, au căzut la pace și, cum se întâmplă de obicei în presă, jurnalistul urma să mai scrie un articol, de data asta laudativ la adresa prințului Paul, dacă nu cumva negativ la adresa lui Radu Duda. Atenție, adversarul, dușmanul prințului Paul. Adică aici deja și părerea avocatului prințului Paul, domnul Mircea Andrei, nu este foarte netă. Au ajuns la o înțelegere, dar așa prieteni buni la o cafeluță sau la un ceai sub turnul Londrei, probabil că jurnalistul englez ar fi fost orientat un pic, dar ce-i fi dacă tot ne-am împrietenit să-l înjur tu un pic pe Duda? Ceea ce a și făcut ăla într-un text, și mai bun prieten a devenit cu prințul Paul în aceste condiții, ăla a scris un text despre Duda, l-a făcut praf, Duda la fel, ca și prințul Paul anterior, a sărit de doi coți și l-a dat în judecată pe britanic, a câștigat procesul cu el, 2 milioane de lire sterline i-a luat britanicul jurnalistului Radu Duda câștigând procesul, numai că aici se încurcă ițele, în momentul în care britanicul a pierdut procesul, s-a întors către prințul Paul să-i ceară ăstuia banii, pentru că, vezi, Doamne, acesta l-ar fi împrumutat atunci cu această sumă, pentru că din prietenia abia născută, jurnalistul i s-ar fi plâns la un moment dat, știi, mergem prost și cu revista asta. Și prințul Paul, fiind, bineînțeles, greu de bani, da, i-a lăsat 2 milioane de lire sterline sau cât i-o fi dat lui, și i-a zis, da, dă bine, Duda, da, te-ți dau banii ăștia, suntem și prieteni acum, dar știi ce, dragi? Da, și uite de aici nenorocirea. În Anglia acest proces s-a terminat prin 2010. De atunci Paul de România și prințesa Lia erau obligați să-i plătească lui Houston această datorie, 1,8 milioane de lire sterline, la care ulterior s-au adăugat cheltuieli de judecată imense. În momentul de față, suma este la 4,7 milioane de lire sterline. Asta înseamnă undeva 6 milioane de euro, cam așa. Curtea de apel din București, pronunțându-se definitiv în 16 iunie anul curent. Nu mai au ce să facă deocamdată. Acum au venit jandarmii să ia casa, să lase practic numai în izmene pe prințul Paul, eventual ăsta să se ducă să stea pe la prieteni. Între timp a intervenit avocatul lor, spuneam, se numește Mircea Andrei, ăsta acum încearcă să tergiverseze, să mai aibă dreptul de un termen, două, mai stau un pic să se discute lucrurile. Ce frumoasă poveste! Da, ce frumoasă poveste de dragoste între cei doi, prințul Paul și Radu Duda, sigur, prin intermediare, așa s-a nimerit englezul ăsta între ei, ăsta i-a lovit cu parul pe amândoi pe rând, da? S-a împrietenit cu prințul, în păcate n-a mai putut să se împrietenească și cu Radu Duda, da? Cu ăla n-a mai fost chip, pur și simplu l-a dat în judecată și i-a luat banii. O să vedem cum se va tranșa acest episod, în orice caz genial. Publicația se numește Royalty Magazine, ăla britanicului. Un băiat interesant, aș vrea și eu să-l cunosc, mai ales că, uite, să te apuci așa să scrii niște texte de genul ăsta și să-ți răspundă amândoi, e un lucru interesant, că și la noi mai sunt politicieni atacați, făcuți praf prin gazete, nu răspunde fiecare dată. Ăștia au sărit amândoi ca arși,
echipurile, reputația lor era în joc. În orice caz, este o problemă destul de rară la noi, să vedem astfel de... A apărut astăzi breaking news în miezul zilei, prințul Paul executat silit. Da, veniseră să ia casa, casa în sectorul 2, deci la tovarășul Onțanu, amicul nostru. E, aibă grijă și Onțanu că noi nu scriem pe nicăieri, nu scriem pe hârtie ca să se întâmple, nu ne uităm la univers ca să se întâmple, dar totuși să aibă și el în vedere primarul sectorului 1, primarul sectorului 5, primarul general al capitalei, mai sunteți câțiva. 2, 4, 6. Da? Și mai e 3. Am sărit peste 3 intenționat, oarecum. Da? Deci acolo, cam acolo se împart cărțile în momentul de față. Bun, ajungem la al doilea caz astăzi pe agenda, și anume Curtea de Apel București rejudecă situația Marianei Rarinca, femeia acuzată că a șantajat-o pe Livia Stanciu, președintele înaltei curs de casație și justiție. N-am intrat niciodată în amănunte pentru că nu ne interesa. E bine, apare și numele lui Mihai Gâdea, cel care, da, ar fi vizitat-o personal la domiciliul ei, pe doamna Rarinca, și ar fi oferit sume foarte mari de bani pentru a da orice amănunte picante din viața privată a doamnei Stanciu sau a soțului acesteia. Între timp acesta a decedat. Asta a spus Livia Stanciu în fața judecătorilor. Livia Stanciu fiind, vă reamintesc, președintele înaltei curs de casație și justiție, iar Gâdea fiind directorul Antena 3. Iată, totuși, niște acuzații interesante. Rarinca a susținut la un moment dat, mă aflu în fața dumneavoastră din vina mea și din spusele ofițerului de poliție judiciară de la DNA, pentru că nu am ajuns eu prima la DNA. I-am solicitat doamnei Stanciu datoria, respectiv 1600 de euro, că de aici a pornit scandalul. Era vorba de niște bani pe care Livia Stanciu nu i-ar fi dat Rarincăi, deși aceasta prestase niște activități pe la cabinetul fostului său soț, între timp decedat. 1800 de lei, de asemenea și 2000 de lei, deci mai multe tranșe așa. Am lucrat pentru familia Stanciu, fiind secretară la cabinetul de avocatură al domnului Stanciu. După ce Stanciu Andrei a decedat, doamna Stanciu m-a rugat să mă ocup în continuare probleme familiei și de plata utilităților de la apartamentul din strada Nadelor. N-am cerut niciodată 20.000 de euro. I-am zis o dată, fiind supărată, că dacă nu-mi dă banii, voi face cunoscut faptul că e datoare la mine. Unde putea să fac asta decât la Antena 3? Acolo te duci când ești supărat pe viață. Întrebată dacă a sunat la Antena 3, Rarinca a spus așa, da, legea nu-mi interzice, e adevărat. Nu știu de ce neapărat Antena 3, nu mai știu neapărat ce voiam. Asta e interesant. Poate voiam să văd dacă răspund la telefon, cum sunam noi pe vremuri la CFR, să vedem dacă răspunde cineva. Mi-a răspuns o doamnă. Am sunat pur și simplu. După ce au răspuns, am închis. Domnule judecător, eram foarte supărată și când ești așa de supărat, faci lucruri necugetate. E bine... Această declarație contrazisă chiar de concubinul Rarincăi, George Olaru, acesta spune că Mihai Gâdea a sunat-o pe Rarinca. O să vedem cum va evolua povestea în continuare, dar asta nu sună mie foarte îndepărtat așa. Gâdea să vină la tine acasă cu pantofii ațuguiați, să-l servești cu un jeleu, cu un compot, cu un drajeu, așa, el să stea foarte amabil și politicos, după vocea aia lui așa, binecunoscută telespectatorilor din întreaga lume, să-ți spună că îți dă mulți, foarte mulți bani. Dacă vii să compromiți un înalt personaj al statului, cum este Livia Stanciu, da, pentru că ei de asta aveau nevoie, să-și bată joc de justiție, pentru că Dan Voiculescu avea probleme cu ea, da, cu justiția. Ăsta era obiectivul, singurul obiectiv, Gâdea era acolo un pion. Un pion trimis să dă de la el banii. Chiar dacă era, chiar dacă era directorul Antenei 3, el nu dădea de la el banii. Da? Se ducea acolo unde stăpânul trimitea, poate că și venea stăpânul uneori cu el și îi lăsa lesa la intrare. Da? Dădea jos lesa și zicea, du-te bă, nebunule, înăuntru și acum descurcă-te și vezi ce ai de făcut. El știa ce are de făcut, dar astfel de discuții, oricât ar fi ele de negate ulterior până în plăsele, evident că au un sâmbure de adevăr, pentru că asta era specialitatea casei. Ei au și recunoscut, de altfel, v-am spus de atâtea ori, la antene, în medii private, sigur, în off,
nu e o chestiune aici de justiție, că nu suntem la tribunal, au recunoscut de mai multe ori că ei sunt manipulați și că asta și au de gând să facă, să manipuleze opinia publică, pentru că de asta sunt plătiți. Sunt mai mulți jurnaliști care mi-au povestit sau care au scris în ziar despre asta, sigur, mulți dintre ei sub anonimat, pentru că le era frică de moarte, dar lucrurile așa s-au petrecut. Deci antenele n-au făcut un mister dacă te duceai la o nuntă, la o petrecere, la un botez. Te întâlneai cu vreunul de la antene, beat, să zicem, sau bine dispus, și după câteva păhărele pe acolo, mai prindea și el pe cineva de furou, venea și îți spunea, tata, asta e practica la noi. Da? Cum și aia de la Digi să plâng la fel, că sunt ținuți într-o cușcă și că își bate ea joc de ei șefi. Ei sunt un zâmbet așa numai pe post. Realitatea e diferită. Da, nu sunt tratați corespunzător să plâng de condițiile de muncă care sunt așa un fel ca pentru muncitorii pakistanezi în Qatar. Da, mă rog, astea sunt problemele altora, nu-i așa, să trecem de la ele. Avem două chestiuni pe ordinea de zi și cu pochii. Și anume, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a cumpărat de la compania Hidroelectrica microhidrocentrala de la Călugărița, amplasată pe râul Valea lui Stan, în județul Argeș. Nu mai umblă pochii cu mărunțișuri. Au cumpărat o hidrocentrală, dragi prieteni, pentru că vor să facă afaceri, probabil, în domeniul ăsta. Biserica a fost printre puținii care s-au arătat interesați de capacitățile de producere a energiei și a licitat cel puțin 1,7 milioane de lei prețul de pornire pentru Călugărița. Din cele 34 de microhidrocentrale scoase la vânzare, Hidroelectrica a putut vinde doar două. Atât. Cealaltă unitate de producere a energiei, Vlădești, din bazinul râului Olănești, Vâlcea, a fost adjudecată de niște ruznaci. Firma Roschi Air Service SRL. Cealaltă au luat-o pochii. O să vedem ce vor face cu hidrocentrala de pe Valea lui Stan. Nu știm dacă vor plăti și taxe la stat. Asta ar fi chestiunea. 60 de poichi din județul Bacău, dragi prieteni, au fost sancționați și retrogradați. Sigur, între ghilimele, că în lumea lor așa ceva nu există, în parohii mai sărace. Iată unde ar putea adăposti și refugiați, teoretic, pentru că n-au îndeplinit planul financiar și evident nici cel tarifar impus de înalt preasfințitul Ioachim Băcăuanu. Preoții, adică poichii, au aflat că trebuie să se mute în localități mai îndepărtate și cu populație săracă. Cum ne făcea nouă maiorul Voicu, dacă, de exemplu, întârziam din învoire sau din permisie, sau ne prindea că sărim gardul, sau pur și simplu nu eram tunși regulamentar, ne trimitea la Pietrele, în județul Giurgiu. Am mai povestit cu Pietrele. Pietrele era ca și cum te-ar fi trimis, să zicem, în mijlocul deșertului libian. Nu mai aveai ce să faci acolo. Pietrele nu era legat de nimic. N-avea nici drum, n-avea nici conducte de apă, n-avea nimic. Și acolo 30 de kilometri est, vest, nord, sud, nu era decât piatră. De asta se numea așa, deci nu mai puteai să fugi de acolo. Se spune că unitatea aia nici n-avea garduri, pentru că n-avea unde să te duci. Așa, deci pe ăștia, la ei m-am gândit, la poichi, în momentul în care pe 25 septembrie anul ăsta fac 24 de ani de când am terminat armata. Pușcăria, vreau să spun. Bun, să trecem mai departe. Deci, conform dispozițiilor interne, fiecare preot ar trebui, n-au făcut asta, să vândă 100 de lumânări anual. Erau de 100 de ori mai bun decât voi. Aia. Deci, fiecarei familii 100 de lumânări. Nu și-au făcut treaba, cum nu ne-o făceam nici noi la box paleți. Pe vremea când eram la munci agricole. Trebuia să umpli un box palet din ăla de mere. Merele erau cam așa de mici, cum dracu să-l umpli. Trebuia să muncești ca ultimul sclav de dimineața până seara ca să umpli box paletul ăla. Merele se duceau de cele mai multe ori la Borhot. Da? Altele mai măricele, așa, mergeau în Austria. Asta era pe timpuri. Știe și Silviu Mănăstire că îl trimiteau și pe el. Pe raza județelor Bacău și Neamț, sunt 550 de biserici și mănăstiri, teribil, și în jur de 250.000 de familii de credincioși. Un calcul sumar arată că pentru cea mai ieftină lumânare vândută, adică cu un leu, afacerea gândită de clericii băcăoane ar putea băga anual în conturile Arhiepiscopiei 25 de milioane de lei, adică 5,5 milioane de euro.
business, stai că aici jumătate din bani rămân în contul bisericilor care vând, iar restul merg la arhiepiscopie. Exact ca la mere. Trebuia să vinzi, tată. Nu vindeau, mă făceau Iloanea Nicu la rost când venea în fermele respective. În județul Mureș, pe la Batoș, pe acolo erau astea, livezi interminabile de mere. Astăzi probabil nu mai există nimic. Era ceva nemaipomenit, ce belșug era acolo. Și te ducea, tată, două săptămâni și nu vedeai capătul lor. Nu se vedea. Și culegeai mere cap prostul două săptămâni, nu ajungeai la capătul șirului. Atâtea mere erau. Toate se duceau în Austria. Dar să știți că am fost ulterior. Atunci nici nu visam la așa ceva. Ulterior am ajuns și eu în Austria și am văzut, bă, într-adevăr, ăia au cultul mărului până la cea mai mică bucățică din sâmburele lui. Ce austriecii care, mă iertă, nu stat de nici nu-l vezi pe hartă, au reușit să facă din mărul ăla ceea ce ar fi trebuit să facem noi, de exemplu. Și ei cu mărul fac din mărul ăla 658 de rețete. Tot. Și pe lângă șnițel îți dau un sos de mere de 30 de feluri. Da, ce au făcut din măr, mai noi nu ne interesa, să dăm merele alea, să scăpăm de ele. Bineînțeles că să dădea tona cu nu știu câți cenți, că erau niște prețuri de nimic. Bun, gata cu cruciulițele și cu odorizantele pe parbriz, pe care le vedem în toate taxiurile din București și în foarte multe taxiuri din zona săracă a României, adică Moldova sau Oltenia, deputații și că vor să le interzică. Pentru că miile de cruciulițe care se află pe parbrizul șoferilor de taxi, foarte mulți, de exemplu, de la Pelican, compania prietenilor lui Sorin Oprescu, blochează vizibilitatea șoferilor, ceea ce e adevărat. Când mașina vrea să o ia la stânga sau la dreapta, nu mai vezi de valul ăla de cruciulițe. Îmi și imaginam zilele trecute cum ar fi, de exemplu, într-un avion. Că și ei au un parbriz, dacă știți, destul de mic. Cabina nu este foarte mare la un avion, în general nu se pune preț pe geamurile alea, că n-ai ce să vezi pe ele. Parbrizele sunt, în general, foarte mici. E bine, cum ar fi ca alea să fie pline de cruciulițe? Și tot așa, în momentul în care avionul o ia la stânga sau la dreapta, manevre pe care oricum le face în timpul zborului, tot așa să-i treacă pilotului prin față un val de la de cruciulițe, ca după aia să aibă pe cine să dea vina. Da? La mașini, sigur că lucrul este un pic mai grav, pentru că accidentele în trafic sunt mai numeroase decât cele în aer. Da? Și, atenție, să-i dea Dumnezeu sănătate deputatului Liviu Harbuz, că într-adevăr are un nume de predestinat, acesta a fost cu ideea. Balansul cruciulițelor, evident nu servesc la nimic, pentru că taximetristul de regulă este un hoț, da, că domnul s-a făcut taximetrist, că e băiat cinstit, așa, în jură de mama focului, Dumnezeule, ție jenă în trafic, câte spune, așa, cum mi-a spus un taximetrist la un moment dat despre Stella Popescu, tot o pomeneam ieri și era să-i zic Stella Artois. Nu, nu are nicio legătură, nu bea Stella Artois, doamna Stella Popescu, dar mi-a spus, doamne, am ți-o dată pe Stella Popescu, că el atât a dus, mă dusese pe mine și pe Stella Popescu. Ăștia erau cele două mari vedete pe care le transportase în viața lui. Și mi-a zis, domnul Banciu, Dumnezeu să dea sănătate, n-am crezut că sunteți un om atât de bun, adică n-am înjurat în mașină. Zice că am dus-o pe doamna Stella Popescu, tot drumul n-a făcut altceva decât a înjurat. Și mi-a zis, dar l-am întrebat, dar de ce? Mă gândeam la cruciulițele alea, că poate nu-i credincioasă și sigur avea un motiv acum să... Nu, zice, eu am jurat pe politicieni, am jurat pe toți actorii pe care i-am întâlnit, mi-era jenă să întreb pe care. Am jurat tot și am jurat vecinii și am jurat... Sunteți bine unde sunteți, doamna Stella, și în orice caz veți nega oricând veți fi întrebat, că nu e așa, mari actori, mari oameni în general așa fac. Dacă sunt prinși cu ceva... Sigur, sunteți un suflet extraordinar, asta contează, un mare actor, ce importanță are că mai aveți din când în când scăpări de astea și treceți toată societatea. Sper că n-ați mai fost de atunci cu taxiul. Odată v-ați înjurat, v-ați spus ofu și la revedere. Bun, deci potrivit polițiștilor de la rutieră, legislația actuală prevede sancțiuni destul de zdravene, undeva până la 500 de lei poți să iei dacă te prind ăștia cu... respectivele cruciulițe, pentru că astea ar duce la sancțiuni care prevăd până la 20 de puncte retrase. Aia să vedem și noi cum se va aplica. Omul va zice, sunt atât de credincios încât nu pot să renunț la ele. Eu de asta m-am făcut taximetrist, ca să fiu mai aproape de Dumnezeu. Am întâlnit și unul dintre ăsta. Era un refugiat sirian, am impresia, creștin,
vorbea de Dumnezeu non-stop. Bă, tot ce spunea era despre Dumnezeu. Numai puțin că nu dădea bonul. Restul numai despre Dumnezeu. Că Dumnezeu îl conduce, că Dumnezeu, dacă nu, n-ar fi Dumnezeu, el n-ar putea să treacă peste trecerea de pietoni. Da? N-ar putea să ajungă acasă, n-ar putea să le dea micuților de mâncare. Dumnezeu îi cumpăra și punga aia de creveți de la magazin. El nu putea fără Dumnezeu. Meritul era numai al lui Dumnezeu. Da? Meritul lui Dumnezeu era că se făcea verde. Da? L-am întrebat și dacă nu este Dumnezeu, nu se face. Adică stăm pe roșu până mâine, stăm toată viața, domnule. A, zic, noroc că, sigur, sigur că da. Sigur, noroc că există Dumnezeu, se va face verde, o să vedeți. Zic, uite că nu se face, o să se facă. Sunt mai optimist, o să vezi că Dumnezeu s-a făcut, bă, verde la un moment dat. Și mi-a zis, ați văzut? Ați văzut că există Dumnezeu? Păi mi-a zis, o să vedeți că și la cealaltă intersecție, acolo am trecut direct pe verde. Ce spuneți? Dacă nu era mare credincios, zici, mă, era absolut nebun. Absolut nebun. În afară de faptul că la sfârșit, când am coborât, i-am dat mai mult un pic, cum să dă, nu mi-a dat niciun rest, nici la catadixit, așa, și evident nu mi-a dat bon fiscal. Da, în rest toate erau cu Dumnezeu. Bun, Relu Fenechiu, dragi prieteni, se descurcă și la pușcărie și că e pe drumul cel bun. Ca o femeie de aia părăsită, până la urmă și-a făcut un rost în viață. S-a echilibrat, sufletește și acum se consideră fericit. A devenit un fel de profesor printre colegii de detenție, învață tainele computerului, printre altele, că el știe multe. Așa, o singură zi de asta de învățat tăinicia computerelor pe colegii săi de detenție, aduce lui 3 zile, da, sau invers. 3 zile de tăinicie îi aduce una în plus, adică se eliberează cu una mai repede. Nu-mi plac politicienii care atunci când cineva din zonă este ministru, încearcă să-i rupă ușa și să-i obțină grațiile, ca să nu spun favorurile, zice unul dintre prietenii săi care l-ar fi vizitat pe guru transformatorului la pușcărie, da? Unul dintre amicii săi, așa, și el spune că la penitenciarul Vaslui, Relu Fenechiu, zice, mi s-a părut normal ca după obținerea acordului soției sale să merg în vizită la domnia sa, era dor de Fenechiul ăsta, și să-l întreb dacă noua situație neplăcută în care se află cea de deținut, păi nu-i mai reamintiți, domnule, chestia asta, omenește îi pot fi de vreun folos? Și o fi zis Fenechiu, bă, dăm niște ouă, niște nuci, dăm niște bani, chestii de genul ăsta. Zice, omul mi-a mulțumit, mi-a relatat în cele 7-8 minute cât am stat la vorbitor alături de soția sa, e important să precizăm asta, că și-a găsit o modalitate de a-și petrece timpul. De zici că e la băi, Relu Fenechiu. Pe nenea ăsta îl cheamă Corneliu Bichineț. Este vicepreședintele CJ Vaslui. Cel mai sărac județ din România, evident, este în centru atenției noastre în fiecare zi. Asta a fost povestea cu județul Vaslui pentru ziua de azi. A fost vizitat Relu Fenechiu, ieșanul, da, la care a ajuns la penitenciarul ăsta excepțional din Vaslui, v-am mai povestit despre el cu lux de amănunte, să fie vizitat de vicele CJ Vaslui, un om de omenie ăla, s-a dus practic ca să vadă cu ce poate ajuta, ca atunci când vezi inundațiile. Eu l-aș sfătui pe domnul de la Vaslui, dacă a văzut astăzi inundațiile din Japonia, să se urce într-un avion, dacă se poate cu doamna Gorghiu, că dânsa a mai fost în Japonia, să facă 12 ore până la Osaka sau până la Tokyo și să ducă niște perne, niște conserve. Sau stați un pic, ce să duce, mă, întâi și întâi la sinistrați? Când e o nenorocire, să duce acolo. Ulei, mă. Duceți, domnule, 20-30 de lăzi de ulei să le dați japonezilor. Dar să mai duc și pături, e? Asta mi s-a părut totdeauna monumentală, dar niște pături, da? Orice, mă, cutii de-astea de conserve, paste, biscuiți, astea sunt că, evident, știm și noi replica, astea sunt mai puțin perisabile și au termen de garanție mare. Deci urcați-vă în avioane, că bani aveți, nu nicio problemă, dacă nu, luați fonduri europene și cumpărați de bilete de avion spre Japonia, să-i ajutăm pe sinistrații de acolo. Fostul judecător CCR Toni Greblă este un persecutat tată, fostul PSD-ist, trimis în judecată, a fost persecutat de către DNA. Asta este verdictul. El a declarat că încă de la prima convocare i-a cerut procurorul să-i precizeze faptele de care este acuzat. Nimeni nu putea să spună nimic. Se pare că însuși judecătorul, la un moment dat,
ar fi cerut să afle, domnule, dar ce imputați exact domnului Greblă, era să spun Gherlă, nu domnului Greblă, e bine, nimic. Până la urmă, nimic concret. Asta mi-a plăcut și la Adrian Sârbu, considerat un geniu zilele trecute, iar tot felul de povești circulau prin spațiu online despre Sârbu, nu-l mai lăsau una și alta dintre fostele colaboratoare de geniu. Știți, doamnelor, cât de geniu a fost Adrian Sârbu? Exact așa cum s-a prezentat când a ieșit de la DNA. Când a spus, e subțire dosarul, după care l-au săltat. Da? N-avea nici măcar argumentele unui copil de țâță. Ăsta a fost geniul lui Adrian Sârbu. Da? Și ca să-i mai reamintesc și doamnei Teo Trandafir și fostei sale secretare, că uite, m-am enervat un pic, știți care e geniul lui Adrian Sârbu, dragi doamne? Dacă nu vă uitați acum, o să vă spun, Alice Năstase. Pro TV a apărut la 8 ani după TF1. Da? Fix la 8 ani. Știți ce înseamnă asta? A avut timp geniul vostru, care sigur v-a plătit extraordinar, cu asta sunt de acord. De asta înseamnă că e geniu. A avut timp 8 ani să se caleze și el pe grila principalului post francez privat. Și a copiat tot de acolo. Jurnalele, programele de divertisment, tot, bă. Filmul de seară, toată grila de la TF1, după 8 ani. Ăsta a fost geniul lui Sârbu. Da? Dacă era așa de genial, prelua formatele în 95, când nu dădea nicio televiziune din Europa așa ceva, gen Vocea României sau Descurcă-te singur sau Iubește nu știu cum sau, da, programele astea. Nu, astea le-a luat după ce au venit tot pe TF1 și pe alte canale din Europa. Care-i geniul lui Sârbu? Explicați-mi și mie. El a văzut că acolo erau tinerele care prezentau, a adus tinerele și la București, că nu putea să ducă bătrânele care erau la TVR. Care-i, bă, geniul lui Sârbu? Că nu l-am înțeles. Ce, faptul că a angajat niște oameni și că ăia erau muritori de foame și așa au devenit vedete? Păi sigur că ăia îi mulțumesc că erau pe stradă și niciunul nu avea nicio pregătire pentru jurnalism. Asta da, asta pot să înțeleg și nici nu sunt ironic, sunt absolut de acord. Că i-a strâns de pe stradă, pe unii, pe alții și că ei au devenit după aia prezentabili pe televizor, bine fardați, arătau excelent. Da, sunt de acord, erau băieți deștepți unii, altele erau chiar fete frumoase și fără farduri. Dar unde-i geniul lui Sârbu? Ce putea să aducă? Mamaie la televizor? Nu putea, că aia a făcut TVR-ul. Explicați-mi și mie unde-i geniul lui. Că l-a adus pe Florin Călinescu. Pe Florin Călinescu era deja. Era un actor, nu era cel mai bun actor, dar era cunoscut cât de cât și dacă, ce, dacă avea geniul Călinescu, înseamnă că Sârbu era genial sau ce? A fost un om de paie, pe scurt, și vedeți unde e astăzi. Și pe lângă toate astea era și un hoț. Marele, și altfel sigur că vorbeau urât și astea fac parte, într-adevăr, din apanajul unui geniu. Dar cam aici se opresc, fraților. Nimic n-a inventat Adrian Sârbu în televiziune. Nimic. Da? Dacă ne aducea niște programe, într-adevăr, în momentul când alții nu le făceau, nici nu le concepuseră, că în 1995 TF1 n-avea niciun format internațional. Da? Atunci era geniu. Dar le-a luat tot la 10 ani după ce le-au adus aia. Ca să fim bineînțeleși. Asta a făcut. Chiar și pe Andreea Esca a copiat-o după Claire Chazal, care era la TF1 și atunci. Da? Ea e de 24 de ani, acum o dă TF1 afară la 59 de ani, că să văd râdurile, e prea bătrân aici pe gât. Ei nu mai făcea audiență. Aia a fost cuplată așa, ca să vedeți cum e televiziunea. Claire Chazal, Andreea Esca a lor. A fost cuplat așa, cu PPDA, adică cu Patrick Poivre d'Arvor, care prezenta jurnalul în timpul săptămânii și ea prezenta jurnalul de weekend, ce rușine mai mare, bă. Deci cum să te cuplezi cu ăla care prezintă? Deci ei aveau doi prezentatori, da? Cum e și la ProTV. Numai că era un bărbat și o femeie, la ProTV erau două femei. Ăla care prezenta în timpul săptămânii s-a cuplat cu aia care era în weekend, i-a făcut și un copil. După aia a lăsat-o ăla când a devenit bătrânică, și s-a cuplat cu numărul 2 din TF1, cu Xavier Couture. Da? Ăla era numărul 2 după 9 Paolini la TF1. Și cum e, bă? Deci să te iei cu vice-șeful, fiamanta lui ăla, după ce ai fost iubita prezentatorului vedetă. Senzațională muiere. După care s-a cuplat cu un mare actor francez, după ce l-a lăsat-o și Couture ăla. Acesta este istoria doamnei Chazal. Asta e istoria televiziunii în general, ca să știți așa cum se fac. Dar numai oameni de o probitate extraordinară, morală. Bine, da, dacă se vorbesc de Tony Greblă, m-am dus cu gândul la Claire Chazal. Asta e. În orice caz, ăsta e nevinovat.
Asta vreau să știți. În mod sigur a deranja pe cineva. Pentru că asta este, trebuie să iei decizii care uneori afectează interese. Deocamdată nu e decât trimis în judecată, sunt niște chichițe pe acolo ale procurorilor deocamdată destul de complicate, de astea se agață greblă. Este acuzat, nici n-am mai spus, printre altele, că ar fi luat 100.000 de euro, mare brânză, pentru unul ca el. Mai ales că fusese și în PSD, dar ce putea să facă? El nu spune asta, am luat sau n-am luat. El spune, parcă totuși aici, la modul în care mi-ați cusut dosarul, e o problemă, hai să ne legăm de problema asta. Și dacă ați observat, asta e o problemă generală în România. Niciun condamnat sau niciun trimis în arest de stat, da? Nu vine și spune, bă, fraților, să știți că, într-adevăr, aveam atâtea bube pe cap încât, uite, m-au prins cu una dintre ele, asta e. Sau, știți, eu n-am luat, îmi pare rău de chestia asta, eu n-am furat. Nu, niciunul nu vine să spune. Ei toți se leagă de proceduri. Doar una dintre ele face til pe undeva, dă kicks și atunci ai ceva scăpat. Nu s-au îndeplinit toate proceduri. Sigur că așa te învață avocatul. Dar ce penibil e. Deci ție ți se impută, uite cum e cazul și omul ăsta bătrân. Avea cică opresc cu gagică de 35 de ani. Așa e. Nu poți să-ți iei, când ai 67 de ani sau 63, nu poți să-ți iei iubită de 20. E ridicol. Nu poți să-ți iei nici de 40, că prea ești barosan. Așa e să și spunea de altfel, barosan. Și atunci trebuie să-ți iei la 35, acolo. Asta e vârsta critică pentru femeie. Săracele. Astea care sunt în zona aia nu mai au decât această șansă. Ori singure, ori cu moșneag. Păcat. Păcat. Pentru că, într-adevăr, femeia la vârsta respectivă ar trebui să fie mai interesantă. Și decât în frage de pruncie, și decât în adolescență, și decât la bătrânețe. Alea sunt victimele sigure ale oamenilor bine situați. Nu poate. Și Tăricianu-i la fel. Am văzut în poze cum o pupa pe gât pe aia la mare. Și dacă mai găsesc poza, 37 de ani era 5-a soție. L-am văzut undeva. Ridicol! Ce are o burtă, Dumnezeule! Da, mă rog, e un om atât de mare. O să-l căutăm după pauza publicitară să vi-l arătăm. O să vi-l arăt și pe Robert Turcescu, să vezi ce bine îmbrăcat e. Acum că e un nimeni, sigur apare prin toate revistele. Avem niște cărți. Patrick Lencioni. Are nume de corsican. Avantajul. De ce sănătatea organizațională este cel mai important tatu în afaceri? E beton asta. Așa, și sunt câteva cărți colorate. Probabil că le știți. Pachetul Business. 4 volume, editura Litera. 119 lei cu un text cu litera scris cu majuscule la 1800. Intrați în posesia lor. 4 cărți de business. Se dau bine să le citiți în anumite medii. Dintr-o dată vă crește cota, că oricum ăla care e pe lângă voi habar n-are despre ce e vorba, așa că puteți să spuneți orice. E chiar mai tare decât bucătăria, că dacă vorbești despre rasol, da, sau despre ce știu eu ce ciuperci îmblănite în ce știu eu ce haină, o să dai peste un bucătar și te-ai ars. Dai peste unul de ăsta care gătește de nevoie, că nevasta nu face nimic în casă, da, și te pune ăla cu botul pe labe. Pe când aici, de unde dracu să știe? E bună asta și de parcuri, când vă plimbați cu cânele. Stați și citiți una din asta pe ăla, ați dat gata pe ăla. E adevărat, el are 63 de ani. Da, și ia una deșteaptă, bă. Bun, ne întoarcem după o pauză publicitară, scurte pauze, scurte, scurte, și venim cu imagini și Tăricianu și Turcescu, printre altele. Ne-am întors în direct și vă promisesem niște imagini. Iată-l pe Călin Popescu Tăricianu în mare, la 63 de ani, încercând să intre în grațiile femeii cu care este încă însurat. 37 de ani are doamna, el are 63. Uitați-vă puțin la imaginea aia de alături, el solitar, așa, cu burtica aia. E adevărat că pentru 63 de ani, o să spună unele doamne, arată bine, evident. Dar uitați-vă puțin la capul ei plecat, așa, parcă numai de asta n-avea chef. Și mai e aici, mai jos, o poză, cum el se uită într-un sens și ea într-altul. Dar nu mai e, bă, nimic. Ăștia dorm spate în spate de multă vreme. Și, ca să nu credeți că lumea se termină acolo, sunt și alții un pic mai fericiți. Tăricianu nu era cu telefonul în mare. E bine, Robert Turcescu, da. Uitați-l. E ăla așa alb, ars de soare. Așa, e bine. Cu ăștia venea și la emisiune.
Hai să mai dăm un pic la pantofi. Vedeți că îl calcă Dinu Vamă, fostul președinte al lui Dinamo și al Rapid, îl calcă pe Bombeu, pe Turcescu? Așa, da? Cu pantofii ăia venea și în emisiune, dar n-avea ciorapi, că așa se poartă la ei. Da, deci direct ăia peste picior ca să dea mai gigolo, așa. În fine. Da, nu insistăm, că sunt și alte teme. Să știți că am fost confundat încă o dată cu Moise Guran. Am primit niște... O să îi le trimit lui Moise, că are emisiune în curând, intră și el în rândul oamenilor. Că a căpătat o emisiune la TV, că aia la TVR, hai să fim serioși, se duce la Digi să le valorifice alora resursele de uzină. Așa, am primit de la Asociația Revoluționarilor 1989 Ploiești următoarea scrisoare, gravă. O să o transmit lui Moise Guran că nu o să am chef. Declarație de susținere a acordului interstatal pentru constituirea Tribunalului Internațional de Investigare a Crimelor Comunismului, inițiat la Tallinn, în Estonia, în august 2015. E recent, da? Asociația Revoluționarilor 1989 Ploiești a luat act de faptul că în cadrul conferinței de comemorare a 76 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, asta trebuie să-i spună ceva și lui Guran, ministrii justiției din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și Georgia, 8 țări, au semnat încheierea unui acord interstatal de instituire a unui tribunal internațional care să ancheteze crimele comunismului. Acord pe care delegația României nu l-a semnat. Apropo de ultimele decorații ale președintului Iohannis la adresa lui Arșinel, da? Al lui Dorel Vișan și așa mai departe. În respect față de memoria victimelor comunismului și a celor care s-au sacrificat pentru instaurarea valorilor democrației europene, asociația noastră cheamă societatea civilă și toate forțele politice democratice din România să susțină inițiativa forțelor democratice și anticomuniste din toate aceste țări, le mai dau o dată, de constituirea Tribunalului Internațional pentru Investigarea Crimelor Comunismului. Solicită Guvernului României să semneze acordul de înființare a acestui Tribunal Internațional. Se reamintește că au murit 1200 de oameni, 56 erau prahoveni la Revoluția din decembrie 89, peste 5000 de răniți. Am citit-o pentru că mie îmi pasă mai mult decât Guvernului României, care n-are timp. Da? Victor Ponta, am înțeles că e în Turcia, o țară pe care o frecventează cam des pentru funcția pe care o are. Să știți că de asta ne trimit oamenii astfel de scrisori, pentru că nu au acces la instituțiile statului. Sigur, la Moise Guran mai au, dar uite că de data asta mi le-au trimis mie. Și mai am una, către instituțiile statului român și în atenția unor ambasade. Doi amărâți din județul Timiș, Gheorghe Avram și Stoica Rozalia, pensionari, stabiliți de mai multă vreme în fostele locuințe ale fabricii de cărămidă, situate pe teritoriul administrativ al comunei Pădureni, județul Timiș, dau aici toată adresa cu cod poștal, suntem în vârstă și avem probleme de sănătate, anii de muncă nu ne-au mai permis să avem o pensie, fiind insuficienți. Nu avem nicio sursă de venituri și încep să se plângă și aici mi-au trimis și copie după buletin, ca la poliție, bă, fraților, ăsta sunt. Pe această cale aș solicita totuși instanțelor în România să vadă să urgenteze un pic aia cu consulatul. Unde alta, dacă să pot și eu să-i ajut pe oameni dintr-o funcție de... Acum, credeți-mă pe cuvânt, dacă nu mă credeți la fel de bine, zilnic primim așa ceva. Zilnic. Oameni de ăștia disperați, care nu mai au unde să trimită. Ei știu că până la urmă la televiziune nu poți să faci decât un apel. Știu și ei. Ce să facem noi? Dar n-au încredere în instanță, n-au încredere în decizionari, n-au încredere în oamenii politici, n-au încredere în fețele pe care le văd toată ziua, perindându-se la costum și cravată. De asta ne trimit nouă. Mie, lui Moise Guran, cui mai scriu? Ne trimit chestia ce o ultima soluție. Bă, ultima soluție. Mi-a scris unul astăzi pe Facebook, desigur, jurnalist, Dumnezeule, care aveți curajul să spuneți, mafioți ăștia, bă, zilnic primim chestii de genul ăsta. Nu-i interesează pe nimeni, bă. Bă, ne tocim aici absolut tot ce avem. Neuronii, demnitatea, orice. Să facem, să ducem un mesaj concret și corect mai departe și, bă, nu-i interesează pe nimeni în statul ăsta.
oameni care n-au nicio... Plus că le dăm soluții mură în gură, aproape în fiecare zi, să potrivesc 90%, ei sunt la fel ca și până acum. Urgentați-vă măcar pe aia cu consulatul. Așa, ne întoarcem la Sorin Oprescu, veste proastă pentru el, da? Proastă, rău. Nu știu dacă prin tragere la sort sau desemnat-o, cum s-a nimerit, dar e nasoală, rău. Se va rejudeca al său caz, după cum știți, deja pe 14 septembrie, dar, din păcate, măsura arestării preventive, care va fi analizată luni, va fi judecată de însăși Camelia Bogdan, judecătoarea care l-a condamnat anul trecut pe Dan Voiculescu la 10 ani de pușcărie în dosarul privatizării frauduloase ICA. Deci, șansele teoretic sunt puține, da? Pentru Sorin Oprescu ar putea ca doamna Bogdan să îi dea un verdict definitiv de data asta și să stea cel puțin 30 de zile în aceste condiții la arest, după care sigur o mai vedea. Între timp s-a descoperit acasă că avea până la urmă aparatul de bruiaj, nu era chiar așa o cioacă a procurorilor, da? Așa cum au zis avocații în prima secundă. Păi și nu era niciun aparat. Ba da, era, stați liniștiți, că sunteți niște mincinoși la fel ca și el. Numai că ideea era că, știți cum e, prostul până nu-i și fudul sau nu se pricepea. Trebuia să-l sune pe Ion Cristoiu, că el este, vorba francezilor, o pointe de la tehnologie. Deci Cristoiu i-ar fi zis imediat, vezi că sunt expirate aparatele alea. Uite, nea Ioane, maestre, vezi că au scos aia, tableta aia, ai Pro sau cum se cheamă, am înțeles că nici nu-i foarte scumpă. 900 de dolari, astăzi sau ieri a prezentat-o Apple și că e tare. Știu că avea maestru totdeauna ultima tabletă apărută, să-și o procure și pe asta, ci că o au în culoarea aia gold, roz, nu știu ce, pentru mari vedete. Nu, Bardeana Bahmuțeanu și-ar mai putea cumpăra în stilul ăla. Bun, dar acum că toți suntem la Sorin Oprescu, știți din ce cauză a fost arestat? Nu e asta cu DNA, nu e cu procuror, nu e cu... Nu, nici vorba. Un consilier general PNL, am văzut-o în poză, mie îmi place, este vorba de Simona Crețu, interesantă, femeie, chiar dacă numele nu e extraordinar, că mai știm pe una Crețu, care a încurcat județele din vest cu alea din est și stătea pe lângă Ion Iliescu. Nu, asta e alta. Simona Crețu, consilier general, spuneam, PNL la primăria capitalei, care a povestit despre cum pot fi ridicați oamenii de către procurori. Este necesar ca ea să scrie. Deci este o vizionară. De exemplu, de data asta ea s-a răstit la univers, a complotat cu universul. Cum fac și fotbaliști, ridic, fac cruci, în fine. Deci nu pentru faptul că a luat mită 25.000 de euro, trebuie să punctăm aici, nu-i nicio glumă, să știți că nu-i de râs. Are legătură, cităm acum, pentru că în momentul în care eu mă duc și țin un curs de comunicare, eu îmi creez deschidere, zice doamna Crețu. Când îmi creez deschiderea aia, oamenii sunt deschiși și fac ce scriu pe hârtia aia. Deci dacă ea se duce acum acasă și scrie, băi, ești un cremvuș, mâine o să stea un cremvuș în gât, nu știu ce, asta ți se va întâmpla. Da? Chiar dacă pe tine, să zice, mâine te ia potera, nu e de la asta, e de la ea. Deci dumneavoastră nu vă iese, ne spune nouă, pentru că nu ați plantat suficienți copaci cât am plantat eu. Doamna asta a plantat undeva la 168.000 de copaci. A fost la un moment dat și protejata Elenei Udrea, care a crezut în ea, fiind o femeie de pe stradă, doamna Crețu. Așa, păi vedeți că despre asta este vorba. Vreți să scriu că DNA vă anchetează? Și DNA vă anchetează. Ia scrieți, doamnă. Uite, chiar vă propun. Scrieți despre mine. DNA vă anchetează. Vedem, vine DNA să mă ancheteze? Hai să încercăm să facem chestia asta, vedem dacă vă iese. Bun. Întrebată dacă Sorin Oprescu este anchetat pentru că ea a scris pe hârtie acest lucru, ea a zis, da, 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 eu le-am zis că fac lucrurile astea. Sigur, fiind în PNL, doamna Gorghiu, aveți dreptate. Aveți dreptate. PNL-ul e plin de oameni, gata cu vrăjala, plin de oameni importanți. Vestea proastă e că doamna Gorghiu a considerat că primăria capitale este o pălărie prea mică pentru dânsa. Așa e când ești femeie cochetă și nu se bagă. Păcat. Ce frumoasă primăriță am fi avut. După Oprescu, cum sună Gorghiu? Cum sună Oprescu și cum sună Gorghiu? Nu. Doamna Gorghiu, chiar dacă sigur este loială partidului și va fi până în pânzele albe, nu este interesată. Țintește a se citi recte la primării mai înalte, da? La constituții mai înalte. Poate cine știe dacă i s-ar fi propus să fie primăriță la New York. Poate, zic și eu, tot din partea PNL, evident. Ar fi acceptat. Nu știu, la București nu e interesată. În orice caz,
Sigur că va exista o discuție serioasă în partid, cum fac toate partidele noastre, n-au discuții altele decât serioase. Va discuta, evident, împreună cu Vasile Blaga, dar ce credeți, că o să discute cu mine? Nu, o să discute cu președintele partidului și sunt oameni și că foarte bine pregătiți. Dacă vreți să o votați pe doamna Gorghiu la primărie și nu o găsiți pe listă, votați Ludovic Orban. Sau votați Cristian Bușoi, care tocmai a ieșit aici. Mi-a strâns mâna că știa să ia, că nu-i merge. Și a zis, las, mai bine să mă pun bine cu ăsta. Deci mi-a strâns mâna Bușoi și pe Petre Roman. Domnul Petre Roman, că doamna Gorghiu nu se trage de brăcinar cu domnul Roman, că nu sunt din aceeași generație. Deci domnul Petre Roman, care s-a înscris și el în această cuvântare, să știți că eu îl votez pe Petre Roman. Vreau să mă întorc în anii Halaicu. De ce nu? Vreau Bucureștiul ăla de altă dată, că în interbelic nu ne mai întoarcem, din păcate. Mi-a fi plăcut. Dar ne întoarcem măcar acolo, undeva la începuturile lui Halaicu. Vreau să-l văd iarăși la pullover, dar o să ruleze. O să ruleze pe marile bulevarde bucureștene filme cu Petre Roman tânăr. Nu? Petre Roman trecând Dunărea Nord, Petre Roman salutând mulțimea, Petre Roman vorbind la telefon, Petre Roman cu Ion Iliescu, Petre Roman cu șef de stat, Petre Roman la Toulouse, Petre Roman cu Tasu, Călare, și așa mai departe. Multe, multe de tot. Petre Roman și cu femeile, nu știu, asta cred că va fi contra unei taxe. Azi mai iei o cartelă ca să ajungi acolo. Dar, în orice caz, e interesant. Dacă mai avem timp, asta pare că totuși nu prea mai avem foarte mult, v-aș arăta atunci niște ziare cât de posibilă e o alianță între Băsescu și Oprea. Să întreabă adevărul, cam asta ar fi, bun. Nu vreau să-l ratăm nici pe maestru Cristuiu, că tot i-am dat ideea asta cu tableta și a fi păcat să nu-i arăt. Ultima capodoperă cristoiciană, pe românește fie spus în chestiunea refugiaților ambelito. Spune Ion Cristoiu, ai dreptate, maestre, dar noi ce spuneam? Cu vreo 72 de ore înainte. Așa e. Așa e. Pe mâine seară.